Dincolo de tot ceea ce a prezentat domnul decan, care într-adevăr reprezintă o activitate fructuoasă și meritoasă a Facultății Generale de Jos de Ingineria a Universității Generale de Jos din Galați, să vă transmit un îndemn. Să încerc să vă mobilizez. După cum foarte bine știți, în anul care a trecut, s-a făcut o ierarhizare a universităților din România. Au participat la această ierarhizare ARACIS-ul, una din instituțiile grele ale învățământului superior din România, și de asemenea Asociația Universităților Europene. După cum probabil știți, Universitatea Generală de Jos din Galați a fost clasată la categoria a doua Universități de Educație și Cercetare Științifică. Un amendament foarte important, i-a rămas și școala doctorală într-o categorie, într-o măsură mai restrânsă decât pentru universitățile clasate în categoria 1. Apelul meu către dumneavoastră. Întrucât ceea ce înseamnă reforma în învățământ, care a început. Și a treia rectificare era că al treilea amendament era că eu, domnul decan Laura, bun venit, eu îi felicit pe cei care au luat bacalaureatul anul ăsta, mai ales la procentul național care a fost, vă invit alături de cercetare. Aveți cadre didactice, așa cum au fost ele prezentate, cu idei multe, cu proiecte multe, iar banii vor veni în învățământ și se va investi în învățământ atât în cercetarea aplicativă, și vă rog să vă apropiați de domnul profesor și cu mintea noastră mult mai liberă și posibilitatea mult mai mare de inovare, nu aveți prinsă încă în niște tipare de care noi, cei mai în vârstă, suferim adesea, să contribuiți. Trecerea din treapta a doua, în clasa a doua, în clasa întâi a Universității Generale de Jos din Galați, ține de dumneavoastră. Vă invit alături de profesori. Nu este ușor. Ceea ce s-a întâmplat și veți simți copilul dumneavoastră nu este o amenințare, dar este o cerință cu bacalaureatul, se va întâmpla și în învățământul superior. Lucrurile vor deveni mai exigente și se va pune mult mai mare accent pe calitatea învățământului. Să știți de asemenea că se va investi și nu trebuie nimeni să fie dezamăgit, coerent și în cercetarea fundamentală. Orice temă de cercetare, fie ea aplicativă, fie ea fundamentală, vor fi finanțate de la bugetul de stat. Vă urez succes, un an bun, și să aveți note numai bune, iar la următoarea clasare să fim pe primul loc. Mulțumesc!